că am primit de la Cristina, de la mami și de la tati. Am primit de la mami și de la tati. Stai să vină și ea. Hai, Raimă, că-ți stima amândoi. Pune-l pe masa acolo ăsta ca să nu se spargă asta. Mi-a trimis la proș. Așa. Mi-a trimis. Oh, da. Ștan foarte groș ca să iau cu... Unde e de la Mexon, te zice? Sunt în dressing ca să le probez. Mi-a trimis pe un. Ce dragă mie. Nonouț? Sau l-avea acasă? Nu, nonouț. Ce tare. La mani de la lazic, e bine. Hai că las că le caut eu după aia. Nu, nu m-am. Ca să fiu atent aici. Eu, dragă Constantina, eu, mami și tati, suntem mândri că ai rămas cum te știm noi, sinceră, corectă și cu o inimă bună. Dorim ca tu și Rai să evitați să vă implicați în prea multe discuții și explicații. Există riscul să nu fiți înțeleși și să vă strice buna dispoziție. Noi vrem să vă vedem mereu fericiți, nu trebuie să vă certați din orice lucru nesemnificativ. Sunt mici neînțelegeri care trebuie discutate. Comunicați înainte să porniți o ceartă și să spuneți cuvintele care să vă doară mai târziu. Noi credem că pe parcurs ce o să vă mai cunoașteți, nu vor mai exista nici aceste tachinări. Suntem mereu alături de voi și vă iubim. Dacă primiți mesaje răutăcioase, nu le acordați atenție. Este normal să existe și astfel de mesaje. Tina, o să-ți dau o mică indicație. Nu folosi prea mult acel ruj de culoare roșie, nu prea te avantajează. Folosește ceva mai deschis. În rest, totul este ok. Ți-am primit și acel ruj de buze, mi-am imaginat că ție o să stea bine. Dacă mai ai nevoie de creme, fond de ten, rimel, pudră sau altceva, să-mi spui pe antena Play și să-mi spui de care anume folosești, culoare, marcă, număr, etc. Acum, Cristina, nu am nevoie nici de pudră, nici de fond de ten, nici de creme, absolut nimic, toți susținătorii mi-au trimis așa multe că nu mai am ce să fac cu ele. Acum ți-am trimis ce mi-ai cerut și ce am mai considerat eu că ți-ar trebui. Haine, am văzut că ai primit de la foarte mulți susținători și toate sunt exact cum îți plac ție să porți. Dacă mai ai nevoie de ceva, să-mi spui, pentru că nu pot să-mi dau seama ce îți lipsește. În pachet este și o bentiță MOV împletită de Lori. Lori este cumnățica ei. Mi-a zis să ți-o trimit din partea ei. Îți mulțumesc mult, Lore! Mă bucur că tu și Rai aveți mulți prieteni. Sper să rămâneți mult timp în situația asta. Sper să nu vă părăsească prietenii datorită competiției care se creează în emisiune. Să le transmiți din partea mea și a părinților salutări tuturor. Pentru ziua când veți împlini 2 luni de relație, v-am trimis acele inimioare speciale și pe loc. Pozele pe care le-am folosit le-am cerut lui Ochișor Iarbaștri, o susținătoare de-a voastră. Corina și Traian! Apropo, aveți mulți susținători care vă sună, verificați la valiere. Așa cum sunteți și au încredere în iubirea voastră. Păstrezi legătura cu mulți dintre ei și ați devenit pentru unii frați, copii și chiar nepoți. V-ați creat unei familii în toată țara, chiar și peste graniță. Nu cred că este necesar să vă mai dau cu sfaturi, deja ați primit multe și foarte bune de la susținători. Nu rămâne decât să țineți cont de ele, vă vor ajuta foarte mult. Sunt sfaturi de la persoane care au trecut prin multe situații și au reușit să aibă acum familii reușite. Ei au ajuns să vă cunoască foarte bine și știu de ce aveți nevoie. Scrisorile pe care le-ați primit sunt scrise pentru că le pasă ce vi se întâmplă, ca și noi, familiile voastre, și ei își doresc să vă vadă fericiți. Nu mai rămâne decât să vă spun să fiți tari și să vă iubiți fără să țineți cont de cine oferă mai multă iubire. Oferiți celorlalți ce doriți să primiți. La mulți ani pentru ziua când veți împlini 2 luni de relație și să vă dori fericite tuturor concurenților. Vă iubesc că la linia. Mulțumim! Ce frumos, ai primit training, nu? Hai, du-te și îmbrac costumașul. Stai să-mi mai cine ai trimis. Costumașul. A, petița de la Loredana. Hai, tu de-asta era un mie, știi, Ioana? Da. A, ea mi-a trimis de nefasă. Nu știu așa trebuie ție. Păi da. Acum
Normal. Ai primit umerașe, nu cred. Păi da, i-am cerut să-mi trimite mai multe umerașe ca să-mi pun toate rochile, să nu mai pun 10 rochi pe o de aia. Ce nu e de la costumul meu? Ce e asta? Ce frumoasă e asta? Deci gene dintre astea, să-mi trimit numai gene dintre astea, așa uriașe, cât mai uriașe. De ce nu trimite una singură? Poți să mă uit și eu? Wow, ce tare sunt. A, pensetă. Super tare. Poți să mă uit și eu la alea uriașe? Sunt din alea mari, știi? Și mai multe, așa. Da, uite-te acolo, lasă, nu, că... Nu, după aia uit. Da, mulțumesc. Așa, chinuțe, spune, trei ori am, nu mă aud. Nu te-am auzit, scuze. La grafă, foarte bine. Nu știu, în ultimul timp nici eu nu prea mai aud, pe bun. Nu știu, ori mă gândesc în altă parte, ori... Iubirea, vin o să vezi, că e pentru... Super! Super tare! Iubirea, stai să-mi pun frumos astea! Ăsta l-am zis normal, ți-a cumpărat-o bună! Vezi că-ți pică asta! Scuze, scuze! Wow! Credeam că l-ai avut acasă! Ce tare sunt astea! Eu am și acasă, dar îți dai seama că nu-mi trimite din... Dar ce mari sunt astea, pe bune! Ce? Da, alea sunt foarte mari! Ia uitați-mă. Wow, ce frumos. A? Wow, cine? Ce tar sunt. Păi de ce mi l-au dat? Dacă mi-l ia. Ha. Dar cum așa mici, mă, au reușit să le fac? Rii. Da. Uite ce breloc. Ia să vază ochii mei. Și amândouă sunt cu aceeași poze? Păi tu ai cu poză. Asta e a ta. Și dăruiești și o inimioară. Ia, da, asta e a mea pentru că... E cu poza mea. Ia, ține-l. Asta nu-mi place. Cum să nu-ți placă? Mie nu-mi place asta. Cum nu-ți place poza asta? Nu. Mie îmi place de tine, nu-mi place de mine. Ia să vă ajut. Super. Dar astea sunt pentru frigider sau de ce? Ia să văd eu. Ies așa. Nu, dar baia pe asta vreau mai mult. Așa. Te uiți la tine sau te uiți la mine? Nu, că aici sunt beige de aia. Vezi că-s două poze. Da, da, astea. Asta cred că era doar așa de formă, de oha. Ah, uite și asta, stai să nu. Dar ce tare punga asta. Vine să vă și eu. Foarte frumos. Asta e super frumos. E bine să-ți faci arena asta. Vezi că zici iubire? Da, eu am auzit, dar eu altcumva o auzeam că zice. Ei, vezi? Eram acolo, eu. Și... Dar, nu. Dar ce m-au trecut? Da, i-am zis cu cățelușul. Cu dușul, fate. Eram cu dușul și mă așteptam să vină. Și Gina zicea, nu-i spune așa, da, iubire, că Constantin, nu-i spune, da, guriță. Și eu de-aia am zis. Și ai zis, vezi că-i zice și iubire. Păi las că ți-o las ție pe asta cu puf, poate să trebuie. Bine, să faci mie. Uite, vezi? Dar am auzit altcumva și de asta ți-am zis. Și iubire și curiță și copil întrăvan și încăpățânat și... Toate felurile zi. Suntem eu acolo cu dușul mult și vin dacă nu venea Gina. Da, era dat drumul și mi-am dat seama, nu clar, Ana. E fain. Și hai să vedem și pe aia de la... Da, e bine, l-ați văzut. Nu! Da. Super. Deci sunt așa cu dorile aici. Să-ți bagi călcâiul. Te-ai prins? A, și să vin așa... Da, m-am prins că altceva n-ai ce să faci aici. Da. Dar ce pufoșenie, faină. Uite, mai e aici o felicitare. Nu mă uit eu. E bine, te prinde albă. Da. La mult. Fă? Dar ai voie tu să vezi. Pentru femei. Da, mai să văd. Femei, e un dildou. Doar nu e. Ba da, e. Ce e? N-ai voie. Vezi, dacă ne-ai iertat? Știi că dacă zici că nu am voie să văd oricum o să văd. Păi știu că ești cel mai curios bărbat din țară. Femei. Dar nu, să nu spuneți.
Nu îi spunem. Oricum te urmăresc și văd unde-l pui. Deci oricum nu avem voie cu așa ceva în competiție. Da.